Думали один из разных встретить. Suntem aici pentru a lansa campania de 100 de zile pentru drepturile omului, campania Stop Încălcărilor, care durează din, începând cu 1 septembrie până pe 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Deci în această perioadă vom face mai multe acțiuni publice, vom prezenta rapoarte și vom monitoriza cazurile de încălcări ale drepturilor omului. Astăzi, la prima acțiune vom prezenta analiza implementărilor, recomandărilor UPR de către Republica Moldova. De asemenea, vom prezenta constatările raportului despre discriminare în școli efectuat de Centrul de Informare în domeniul drepturilor omului și vom vorbi despre persecuțiile împotriva centrului nostru, care vine din partea poliției, presupunem din cauza că promovăm drepturile omului. Un aspect esențial care ridică îngrijorare sunt constatările raportului privind discriminarea în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Este un raport care a fost difuzat recent de către CIDO și de către Consiliul de Experți în domeniul drepturilor omului. Am onoarea să prezint astăzi cel puțin unele din constatările acestui raport, care necesită a fi remediate urgent. Un aspect problematic este însă și accesibilitatea școlilor. Din cele 30 de instituții de învățământ care au fost monitorizate la întâmplare în cadrul acestui efort de monitorizare al CIDO, s-a constatat că în mai mult de 10 localități distanța pe care trebuie să o parcurgă copiii pentru a ajunge la școală este de peste 2,5 km. Foarte frecvent copiii fiind nevoiți să meargă pe drumuri care sunt de calitate proastă, deci prin apă, zăpadă, pe timp de iarnă și așa mai departe. Un alt aspect problematic care a fost identificat în cadrul acestui efort de monitorizare este și problema copiilor cu dizabilități. Practic, din cele 30 de școli care au fost monitorizate, în doar două școli existau pante de acces, rampe de acces pentru copii cu dizabilități. Ne mai vorbind aici de accesibilitatea transportului. Transportul gratuit care este oferit copiilor nu este ajustat pentru copii, de exemplu, în cărucior, pentru copii cu dizabilități locomotorii. Ne mai vorbim deja de situația din interiorul școlilor, nu există WC-uri și nu există planuri de acomodare rezonabilă pentru copiii cu dizabilități. Un alt aspect problematic care a fost identificat este inegalitatea de gen în sistemul educațional și mă refer aici în special la așa zisele orele de educație tehnologică, unde au fost prezentate și fotografii în cadrul evenimentului public de lansare a raportului, unde participăm practic la o segregare a băieților și fetelor, astfel încât băieții participă, de exemplu, la ore de prelucrare a lemnului, iar fetele la ore de croșetare, cusut, etc. Fapt care perpetuează abordările patriarhale din societatea moldovenească și stereotipurile ce țin de rolurile femeilor și bărbaților din societate. De menționat că aceste constatări au fost identificate atât în raportul precedent, deci mă refer la semestrul din toamnă anului precedent, cât și în semestrul de primăvară-vară. În ultimul rând, raportul de monitorizare a confirmat fenomenul din Republica Moldova care ține de îndoctrinarea religioasă din școli. S-au confirmat fapte ce țin de prezența simbolurilor religioase în instituțiile de învățământ,
prezența bisericilor chiar pe teritoriul instituțiilor de învățământ și, nu în ultimul rând, aspecte problematice care țin de, hai zicem așa, opționalitatea cursului de predare a religiei ortodoxe în școli, fapt care stigmatizează copiii care nu doresc sau părinții care nu doresc să studieze această disciplină. Nu în ultimul rând, s-a constatat eșecul de acomodare în mai multe instituții de învățământ a necesităților lingvistice și ne referim aici la mai multe școli în care studiază minoritățile etnice, de exemplu, etnicii ucraineni nu au posibilitate practic să studieze în limba maternă. În majoritatea școlilor unde aceștia studiază, se studiază în limba rusă și aspecte depistate și în alte școli, de exemplu, unde studiază populații de etnie găgăuză și alte minorități etnice. Și un alt aspect, nu în ultimul rând, ține de costurile pentru pregătire pentru școală pe care trebuie să le suporte părinții, fapt care iarăși duce la discriminarea părinților socialmente vulnerabili și a copiilor acestora. Acestea sunt doar câteva din constatările acestui studiu și această acțiune publică este organizată pentru a atrage atenția autorităților și pentru a remedia aceste situații. În acest raport, CIDO și Consiliul de Experți au venit cu mai multe recomandări, printre care elaborarea unui ghid pentru a nu admite discriminarea în instituțiile de învățământ, printre care activități de instruire și alte activități relevante pe care trebuie să le ia în considerare autoritățile responsabile, și noi suntem gata să contribuim în cazul, și sperăm foarte mult că autoritățile vor da curs acestor recomandări pentru a remedia aceste carențe care au fost identificate. Am ales o formă mai puțin obișnuită pentru CIDO de a prezenta rezultatele activității noastre. Pe parcursul mai multui timp am încercat să inițiem platforme de dialog cu statul și cu organizațiile statului în vederea unui dialog constructiv pentru soluționarea problemelor identificate de noi. Până acum aceste platforme n-au fost unele eficiente. Eu pot să aduc aminte aici despre Forul Drepturilor Omului, despre Dialogul Național, Clubul Drepturilor Omului și așa mai departe, la care de obicei aveam prezență, în special în ultimul timp, câte 2-3 persoane din partea reprezentanților statului, care de obicei nici nu erau persoane relevante în subiectul discutat, subiectul fiind anunțat din timp, agenda fiind cunoscută, sau fiind persoane care nu puteau să ne dea un răspuns sau să participe eficient la discuția lansată. Astfel că ne simțim nevoiți la momentul dat să recurgem la modalitate de protest, în cadrul căruia să prezentăm problemele identificate. Totodată vreau să trag atenția la faptul că în toate studiile, cercetările, analizele făcute de noi, sunt prezente recomandări și este prezentă și deschiderea și bunăvoința de a participa și de a asista statul în soluționarea acestor probleme. Astăzi voi vorbi despre următorul raport trimestrial pe care CIDO tradițional îl lansează, care ține de evaluarea progreselor sau lipsei de progres a implementării recomandărilor mecanismului evaluării universale periodice, mecanismul ONU, a cărui Moldova este parte. Recomandările sunt făcute la rândul lor de statele membre. CIDO tradițional monitorizează 6 domenii de bază și astăzi o să vorbesc despre 4 și o să fac o precizare că în curând CIDO va lansa un studiu amplu în domeniul ocrotirii sănătății, deci respectării drepturilor omului în domeniul ocrotirii sănătății. Acesta o să apară aparte. Am examinat domeniul educație și ne-am folosit mult și de descoperirile care le-am făcut în cadrul studiului menționat mai sus de colegul meu Andrei Beghidin, în care am depistat că, de fapt, manualele folosite în instituțiile școlare sunt unele făcute într-un mod departe de a fi sensibil la dimensiunea de gen și la dimensiunea nediscriminare.
astfel că prejudicează grupuri întregi de copii după criteriu de etnie, religie, dizabilitate, limbă vorbită, stare socială. Manualele la etapa lor de pregătire, lansare, publicare și achiziționare, de fapt, nu trec o expertiză din perspectiva de drepturilor omului și din perspectiva nediscriminării, așa ca să prevină asemenea situații. Fapt care ne-a îngrijorat foarte mult și fapt care l-am comunicat Ministerului Educației, nu o singură dată. Totodată cunoaștem că există și un întreg consiliu care participă, care de fapt efectuează expertiza manualului. Și în acel consiliu nu există niciun expert în domeniul drepturilor omului care ar putea să vină cu asemenea comentarii sau cu asemenea implicare. Cu părere de rău, în circa 10 manuale care le-am analizat noi, utilizate la moment în școli, cu mici excepții am întâlnit concepte care vizează nediscriminarea, incluziunea socială, respectul pentru drepturile omului, demnitatea umană. Deci, cu părere de rău, în școală lucrurile astea nu se învață. Mai mult ca atât, în multe dintre aceste manuale, după cum spuneam mai sus, avem perpetuarea anumitor stereotipuri negative vis-a-vis la diferite categorii de persoane și diferite categorii sociale, fapt care de fapt nu face decât să perpetueze discriminarea și neincluziunea socială și care de fapt nu pregătește generația viitoare a societății noastre pentru a fi una mai inclusivă. Dacă e să vorbim despre egalitatea de gen, raportul din această perioadă, din ultimul trimestru, s-a axat pe combaterea violenței domestice și traficului de ființe umane. Cu părere de rău, chiar dacă subiectul este dezbătut de mult timp și se fac eforturi considerabile pe de o parte, totuși rezultatele nu sunt unele suficiente și satisfăcătoare. Deci s-a înregistrat un mic progres în acest domeniu. Totodată avem numai în ultima perioadă circa 4 cazuri dosare la CEDO care sunt pierdute de Republica Moldova în caz de violență domestică sau trafic de ființe umane. Și asta se datorează faptului, după cum cred experții noștri, este faptului că colaboratorii de poliție care sprijinesc agresorii au refuzat să implementeze ordonanțe de protecție emise de instanța de judecătorească. Sau procurorii au refuzat pornirea urmăririi penale în urma unor plângeri depuse. Sau asistenții sociale au impus victima să renunțe la pretențiile sale față de un soț abuziv. Sau am avut de face cu judecători care au respins plângerile reclamantelor și le-au admis doar parțial, astfel încălcându-le drepturile. Așa, astea ar fi unele dintre cauze unei implementări nesuficiente sau de nesucces în prevenirea și combaterea violenței domestice și traficului de ființe umane. Alt aspect ar fi perpetuarea stereotipurilor negative patriarhale în societate, care, cu părere de rău, după cum am văzut, nu este combătută nici în instituțiile de învățământ, dar nici în instituțiile de stat. Adesea se întâmplă că însăși funcționarii sau factorii decidenți din instituțiile statului sunt acei care promovează aceste stereotipuri și, drept exemplu, ne-a fost adus unul dintre proiectele de lege a Ministerului de Familie și Protecție Sociale și Muncii, unde într-un proiect de lege deci se vehicula cu sintagma soțiile care sunt la întreținerea soților beneficiază de oarecare indemnizație. Deci, imediat creându-se impresia că, de fapt, femeile sunt întotdeauna sau în mare parte, da, la întreținerea soțului și că nu există femei care ar fi mame singure sau alte tipuri de familie și așa mai departe. O altă problemă este că dosarele vizând traficul de ființe umane uneori sunt tergiversate timp de un an până la 3 ani. Timp în care victima devine reușește să fie și revictimizată de mai multe ori sau să renunță, dar și ceea ce nu se înscrie în definiția unui remediu eficient, atât în timp cât și în conținut. În cazurile violenței domestice, după cum știm, nu este necesară plângerea victimei, deci este suficient să fie sesizat cazul de oricine sau oricare persoană. Cu toate acestea, avem suficiente cazuri în care dosarele sunt suspendate pe motiv că victima și-a retras plângeri. Ceea ce nu este o situație tocmai legală și bună în sensul prevenirii violenței domestice. Am să trec la instituțiile de protecție a drepturilor omului, instituții naționale, și o să mă refer la reforma instituției avocatului poporului sau ombudsmanului,
În ultima perioadă am asistat la procesul de adoptare a unui nou proiect de lege, în acest sens, unul mult așteptat și dorit și necesar. În urmă, și controversat totodată, societatea civilă a format mai multe recomandări în acest sens. O parte dintre ele au fost acceptate, o parte nu. După aia, însăși, procesul de selecție a candidaților a fost unul care a strânit mai multe semne de întrebare și nedumeriri, fiind unul insuficient de transparent și insuficient de prompt în informarea opiniei publice pentru a participa la acest proces. După aia, până acum nu cunoaștem care este argumentarea în cazul selectării celor patru candidați, câte doi în fiecare caz. Și totodată suntem îngrijorați de faptul că unele dintre criterii importante, cum ar fi pregătirea juridică a candidaților, nu sunt respectate. Deci din toți candidații doar unul are această pregătire. Ceea ce ne face să credem că până la urmă, urmărind întregul proces, că posibil, întreaga procedură este una de bifă și nu este una care de fapt menită spre crearea unei instituții eficiente și lucrative. Dacă e să vorbesc despre Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurării Egalității, recent a fost lansat primul raport al acestui organ și acestei instituții, care de fapt a confirmat temerile societății civile vis-a-vis de eficiența acestora și existența unor mecanisme și pârghii de influență a acestui mecanism, el fiind unul lipsit de posibilitatea de a aplica direct sancțiuni. Pe parcurs am mai aflat și despre anumite probleme de ordin tehnici care tergiversează activitatea Consiliului, cum ar fi tărăgânarea din partea mai multor actori a însăși procedurilor, dar și inclusiv a unor actori ai statului. Deci asistăm la situații în care o agenție a statului, deci activitatea ei este perechitată de alți colegi din același domeniu. Acestea fiind doar o parte din probleme cu care se confruntă Consiliul, trebuie să menționăm și faptul că în competența Consiliului stau mai multe atribuții, cum ar fi prevenirea discriminării, cum ar fi combaterea ei, cum ar fi instruirea, informarea. Deci vedem că avem o instituție care a fost investită cu multe competențe, dar nu are suficiente resurse pentru a le realiza. Și ultimul aspect, libertatea gândirii, conștiinței și a religiei. Aici aș dori să menționez vizita raportorului special ONU în domeniu, Heiner Bielefeld, care vizitează Republica Moldova deja a doua oară. Această vizită a doua a fost una neoficială, dar în cadrul căreia dumnealui a avut mai multe întruniri cu reprezentanții sectorului civil, organizațiilor religioase, organizațiilor de stat. La prima sa vizită dumnealui a făcut o listă întreagă de recomandări care, cu părere de rău, în mare parte a rămas nerealizată. Deci unicul progres menționat a fost adoptarea legii de combatere și prevenire a discriminării. O altă mențiune importantă făcută de domnul Bielefeld în cadrul vizitei sale a fost, care a coincis de fapt cu perioada 17 mai, când a avut loc acțiunea publică a Centrului Gender Docme și așa numită acțiune publică pentru diversitate. Urmărind incursiunile fețelor bisericești, grupurilor religioase, atacurilor violente, fizice, directe la adresa manifestanților pașnici, domnul Bielefeld a menționat următorul lucru, că niciodată un drept al unei persoane nu poate fi folosit pentru a limita alte persoane sau alt grup în dreptul sale. Deci nu putem folosi dreptul la libertatea religiei pentru a limita dreptul altui grup la libertatea întrunirilor sau asocierii sau libertatea exprimării. Principiul separării bisericii de stat rămâne unul destul de controversat și în ultima perioadă, urmărind cum statul și biserica la rândul lor își fac mențiuni și diplome și decorații. De exemplu, cazul când doi funcționari al Ministerului Justiției au fost decorați de către Biserica Ortodoxă Moldovenească și care au mers și și-au ridicat mențiunile în cadrul unei ceremonii.
Așa, sau pe de altă parte, situația când președintele țării oferă distincții înalte patriarhului, metropolitului Kiril. Vladimir, ce scuze, eu mă scugând în altă parte acum. O altă situație pe care o observăm este libertatea religiei sau conștiinței și gândirii în instituțiile care sunt în supravegherea statului, în cazul ăsta mă refer la penitenciare. Deci se observă clar cu ochiul liber că nici acolo nu există o echidistanță în abordarea subiectului și că biserica dominantă, anume Ortodoxă a Republicii Moldova, biserica ortodoxă moldovenească, deci are un tratament preferențial în aceste instituții și în acest sens putem urmări pagina departamentului instituției de penitenciare, care este o sursă de informare oficială și în care o să vedem că la compartimentul colaborarea cu biserica, deci avem o listă întreagă de biserici ortodoxe, da? Și nicio mențiune despre alte biserici cu care se colaborează intens și doar la un capitol general unde se caracterizează activitatea departamentului în general, avem un aliniat în care se enumără restul bisericilor care contribuie într-un fel sau altul, da, la activitatea instituției. Și se observă totodată și atitudinea utilitaristă acestei instituții față de activitatea și ajutorul bisericilor, care de obicei este unul social și atunci când este vorba de unul social este acceptat, dorit, da, ajutoarele umanitare, instruiri și așa mai departe. Când este vorba de celebrarea serviciilor religioase, deci atunci tratamentul devine unul diferențiat. Și zic asta bazându-mă pe exemple cum sunt, de exemplu, botezul unui tânăr în penitenciar, care a fost adus din afara capitalei cu transport la Chișinău și care a fost botezat aici cu prezența media publică și în prezența reprezentanților DIP. Da? Unul dintre funcționarii acestei instituții a devenit naș de botez al persoanei, da? Pe când n-am auzit sau n-am asistat la cazuri în care s-ar boteza pe o persoană din alt cult să fie reflectată în acest fel de mijloace de informare oficiale, să fie implicați funcționarii într-o așa măsură sau pur și simplu să fie reflectate evenimentele. Cunoaștem din interior că se fac asemenea ritualuri destul de des, însă niciunul dintre ele n-a fost respectat în media oficială. Cred că astea au fost constatările în linii mari. O să revenim cu constatări în domeniul sănătății. Și cu asta cred că o să termin la moment. Doina, nu mai apărut, da?